Au început pregătirile pentru europarlamentare. Partidele își pregătesc candidații, iar organizațiile din teritoriu sunt în faza organizării echipelor de campanie pentru fiecare localitate în parte. Este și cazul organizației județene a PSD Giurgiu, care, potrivit vicepreședintelui Cristian Marciu, a și demarat campania electorală. Pentru organizația județeană PSD, campania pentru alegerile europarlamentare a început, în sensul că suntem în faza de organizare a echipelor de campanie din fiecare unitate administrativ-teritoriale, în așa fel încât membrii noștri de partid, și când spun asta, includ și primarii și președinții de organizații și consilierii locali din comunitățile noastre, dar și întreaga, să zicem, echipă de campanie și organizațiile respective să fie mobilizate în așa fel încât să discutăm în perioada ce urmează cu populația și să căutăm să-i convingem de necesitatea prezenței la vot. În ceea ce privește referendumul pentru modificarea Constituției, liderul social-democrat a precizat: consider că această modificare a Constituției, în primul rând prin introducerea în Constituție a termenului de regiune ca unitate administrativ-teritorială, o văd necesară și prin prisma aceea a respingerii legii pentru descentralizare, pentru că, așa cum am mai discutat cu dumneavoastră, eu sunt convins că numai prin descentralizarea țării, prin înființarea regiunilor și prin elaborarea de proiecte mai bune și mai ușor de receptat și de rezolvat la nivelul regiunilor, se poate rezolva problema în viitor pentru unitățile administrativ-teritoriale. USL a decis organizarea referendumului pentru validarea Constituției modificate simultan cu europarlamentarele din luna mai, consultarea populară urmând să aibă loc timp de două zile cu prag de validare de 50%.